Te așteptam, rod al luminii, născut fără păcat din femeie, rădăcină din adâncim de Dumnezeu, de dincolo de putința timpului, de dincolo de întuneric. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cel unic, cel viu, început și sfârșit, cuvânt dumnezeiesc în limba omenească, cuvânt prefăcut în trup, laudă ție. Ai ales chip de om dezbrăcându-te de tine. Ai venit din cerul vieții deschizând cărare veșniciei, Hristoase visa de proroci și împărați, sosit la împlinire de vreme să zidești un nou început, laudă ție. Căutam disperat o ieșire. Ai venit, da, ai venit, ai coborât în istorie, ai deschis cu jertfă de sânge poarta îngustă a eternității și pentru mine. Mulțumesc, Doamne, câtă dragoste încape în tine, câtă dragoste, laudă ție. Privește, privește o mare înfurtună cu naufragiați fără număr, înotând disperați. Valuri furioase sapă morminte în întunecate adâncuri de apă. Umblând pe valuri, el ceartă furtuna potolind-o și aduce salvații la țărm. Privește-l! Cine-i salvatorul acela curajos? Curajos și viteaz, plin de dragoste jertfitoare pentru semenii săi. E Iisus, da, e Iisus Hristosul lumii, lauda Lui. M-a iubit fără cuvinte, luminând casa fără ferestre a inimii mele. Cel vechi din mine s-a lăsat ucis de dragostea Ta, cel nou s-a născut râzând în hohote. Acum ne plimbăm pe calea regală. Aștept ziua când ne vom pierde prin ceruri într-o iubire fără sfârșit. Visul meu? Mi-ar plăcea, Iisuse, să ne zbenguim bucuroși în lumină, de la cântatul cocoșilor la scârțâitul îndepărtat al carului mare. Să ne pierdem împreună pe cărările zilei, apoi, încălecați pe cai de lumină, să galopăm în necuprins cât ne ține gând. Doamne Iisuse, uneori am vise ciudate. Visez că primăvara cei morți în tine se cațără prin rădăcini în copaci. Se leagănă pe ramuri câte vara de lungă, iar toamna se întorc în țărână, mână în mână cu frunzele, așteptând în tăcere venirea Ta pe norii cerului. Cine are urechi să asculte. Ultimul tren ce ne poate salva în munte va trece pe aici în câteva clipe. Vremea e foarte aproape. Cu fiecare clipă se ascunde veșnicia. Veniți să urcăm în ultimul tren via Valea Crucii. Vom călători gratuit până la capăt. Biletul nostru l-a plătit Iisus, Hristosul lumii, pe crucea Golgotei.